ne spune în Biblie chiar Dumnezeu: iubiți mustrarea, căci ea dă înțelepciune. Dar noi vrem laude și vorbe dulci mereu și permanent păcatelor le găsim scuze. Ai vrea ca Biblia să o citești, dar timpul nu te lasă. Mereu ești ocupat de muncă, de casă și de muze. E greu cuvântul pentru tine, te apasă. Dar crede-mă că toate astea sunt doar scuze. Când de biserică tu vrei să evadezi, spui: sunt obosit sau nu am bluze, mă doare capul sau filmul vrei să-l vezi. Și dacă cauți, mai găsești tu scuze. Nu ierți, deși Domnul îți spune: iartă. Nu ai cuvântul Domnului pe buze. Mereu nemulțumiți și pus pe ceartă, la toate astea tu ai mii de scuze. Îți pierzi răbdarea, că ești supărat și aduci la toți acuze, bârfești, arăți cu degetul tău apăsat, bineînțeles că în toate găsești scuze. Și pe Hristos nu-L preamărești de bine, la muncă, acasă, peste tot, cu a tale buze, pentru că ți este teamă și rușine, dar crede-mă, și acestea nu sunt decât scuze. Nu mai scuza păcatul și nelegiuirea, căci asta îți distruge duhul tău. Privește către cer, să împlinești sfințirea și binecuvântat vei fi de Dumnezeu. Amin.